Sì. Proces la Ministerul de Interne. Oamenii au venit ca la picnic. Cu cortul, cu mâncarea. Frumos, romantic. Prea cred că înțeleg ce fac. Am văzut la televizor că refuză să vorbească. Ce fel de adunare aveți aici? Picnic la iarbă verde? Da, da, da. Credeam că ați venit cu vreo treabă la oraș. După că n-am luat slăb, am venit treabă la oraș. Ce trebuie să faceți? Sunt șef, ca să înțeleg ce faceți la oraș duminică, la anează sau seara. Ați veniți, vă hodiniți. Eu filmez și încerc să aflu ce faceți aici. Ei bine. Eram curios. Venit să facem dreptate nepotul ăla. Avem nepot și vrem ca nepotul nostru trăiesc bine. Apă, da, ce se întâmplă? De ce trăiesc rău? Da, ce trăiesc? Bine trăiesc. Apă, de ce trăiesc rău? Pentru că n-avem bani și ținere. Trebuie să îmbrăcăm, să încălțăm, să învățăm. Păi haideți la guvern să cerem bani, nu? Dar noi unde ședem aici? Păi și Ministerul de Interne. Păi și Ministerul Poliției. Aveți treabă cu poliția? Am înțeles. Ați venit întâi poliția și apoi urmați să ne ducă acolo. Am înțeles. Și apoi să ne ducă dincolo și apoi iară ne ducă înapoi. Dar și nu puteți merge din capul vostru, trebuie să vă ducă cineva undeva. Nu. Am înțeles. Așa, ia ca eu sunt liber. Ușele. Eu sunt liber, mă duc unde vreau, protestez unde vreau, știu de ce protestez. Și noi știm de ce, dar nu spunem la tătă. Am înțeles, ei, dacă e secret, e secret. Bine, țineți secretul să nu afli nimic, ca partizani. Pentru noi. Bine. Pentru țărani. Așa. Dar vreau să înțeleg pentru voi de ce ați venit la Ministerul de Interne. Nu spun. Ce să facă, doamnă? Eu treceam, vin de la piață, că am fost și mi-am cumpărat o cameră pentru bicicletă. A, bine, eu credeam că protestați, am crezut că aveți vreo treabă aici, dar dacă ați venit să vă hodiniți, hodine, faină. Protestați, dar nu știți de ce, am înțeles. Știm, dar nu vrem să spunem. Și sănătoși. O duc rău, dar nu înțeleg de ce. De asta. Că așteptați să vă ducă de căpăstru cineva. Stau oamenii la Ministerul Miliției și așteaptă să li și igiene. Așteptați. Ați vă și. Dacă nu joi, luni, marța viitoare, strada Eminescu, dar nu știu unde, nu găsesc autobuzul. Muzeu. La muzeu se întâlnesc. La muzeu se întâlnesc, pentru că acolo le sunt parcate autobuzele de la Vulcănești, uh-huh. Sunt aduși. Câte 500 de lei le s-au dat de căciori. Ei, asta putem presupune, n-avem dovadă. Nu, doamna, au zis că le-au promis. Și cât ați le plătit? Ați le poate plăti la nesfârșit? Să rătășit oamenii. Oamenii s-au cam rătășit. Au venit din provincie, foarte rar la Chișinău, nu știu unde le ia autobuzul. Veniți mai des! Să apărăm împreună democrația, statul de drept. O știți unde e muzeul, unde e cuibul mafiei,